La acest moment, lucrările la Spitalul Județean de Urgență se derulează conform planului. Extinderea unității de primiri urgență a ajuns la un stadiu de 18%, însă aici lucrările au vizat partea cea mai dificilă a construcției, în timp ce extinderea, reabilitarea și modernizarea ambulatoriului integrat este la un stadiu de 35%, ambele fiind realizate pe fonduri europene. Vicepreședintele Marius Nicolaescu a mers într-o vizită de lucru pentru a vedea stadiul lucrărilor. Acesta s-a concentrat asupra problemelor apărute la noul corp P+4, care se realizează din bugetul propriu al Consiliului Județean Argeș și care este finalizat în proporție de 80%. Aici, etajele 4, 3 și 2 sunt gata, inclusiv cu dotările și echipamentele medicale, iar constructorii au dat asigurări că etajul 1 va fi gata în aproximativ o lună. În urma discuției pe care am avut-o cu reprezentanții proiectelor pe care le avem în desfășurare la Spitalul Județean, cele trei proiecte, extinderea urgențelor P+4 și ambulatorul de specialitate, discuție pe care am purtat-o acum două zile, astăzi ne-am deplasat în teren pentru a încerca să găsim rezolvarea problemelor care au fost constatate. Nu există o colaborare foarte bună între antreprenorii din cadrul proiectelor. Am constatat că nu există o comunicare între cei care ar trebui să se ocupe din partea spitalului despre bunul mers al proiectelor. Am găsit, astăzi sper că am găsit calea de comunicare și de rezolvare a tuturor problemelor apărute cu ocazia efectuărilor lucrărilor pe aceste trei șantiere. Noul corp va avea un nivel subteran în care vor fi amplasate spațiile tehnice aferente construcției. Trei adăposturi ALA, apărare locală antiaeriană, adăpost de protecție civilă executat la subsolurile construcțiilor și o zonă destinată prosecturii, iar pe cele 5 niveluri supraterane ale clădirii se vor amenaja secții medicale transferate din clădirea principală a spitalului și un bloc operator, respectiv la parter secția de chirurgie plastică și arși, la etajul 1 secția de chirurgie vasculară, etajul 2 blocul operator cu săl de operație chirurgie plastică, electrofiziologie și chirurgie cardiovasculară, la etajele 3 și 4 secția cardiologie.